mulțumesc mai tot că sunteți aici. Țin minte acum și când îmi aduc aminte că la prima lansare, la un oraș zburător, nu am reușit să scot nici un cuvânt. Nu am putut să spun absolut nimic. Eram emoționat, eram crispat. Țin minte că doamna învățătoare se uita la mine și îmi șoptea: ești fericit! Ți-ai îndeplinit visul! Și în ciuda ajutorului nu am reușit să spun absolut nimic. Dar acum, surprinzător, sunt fericit și sunt mult mai ajutorat, să spun așa, că vă văd atât de mulți. Și vă mulțumesc că sunteți prezenți. Și acum să spun povestea din spatele cărții. Nu știam despre Henry în iarna lui 2016 decât foarte puține, în sensul că era un om cu un trecut foarte sângeros, un om căruia îi fusese ucisă familia și care era însetat de răzbunare. Am scris capitolul 1 undeva în iarna lui 2016, după pauză de 6 ani, în care nu am mai scris absolut nimic. Și de la capitolul 1 nu am mai reușit să scriu nimic. Parcă eram blocat și atunci am luat o decizie să mă opresc și să nu vin cu idei de moment. Idei pe care le-aș fi putut regreta în viitor. Nu sunt genul de persoană care să scoată apă din piatră seacă și am zis că decât să rămân cu niște soluții de moment, mai bine mi-acord o pauză și să vin cu ceva mult mai durabil și mai de calitate. Așa că în moment de 7-8 luni nu m-am mai atins de un cerc vicios. Deloc. Am rămas doar cu un singur capitol. Și cumva mi-a venit inspirația. Am avut momentul de inspirație undeva în noiembrie 2016. Când pur și simplu m-am pus la laptop și am deschis un nou fișier. Pe atunci nu aveam un titlu pentru roman. Nu-mi venise nicio idee atunci. Și mi-am transcris primul capitol și am reușit să scriu și un capitol 2 pentru un cerc vicios. Eram fericit deoarece am reușit din nou să scriu și mi-am recăpătat, cum să spun, ritmul. În lunile următoare am reușit să termin 7 capitole, asta până în ianuarie 2017. Când, în cadrul proiectului organizat de GROW, Biblioteca Vie, dacă nu mă înșel, l-am întâlnit pe Silvan. Acela a fost un proiect în care mai mulți oameni de succes își explicau modul în care au ajuns să devină de succes în carierele lor. După ce s-a terminat evenimentul, am avut ocazia de a sta la masă cu unul dintre speakeri. Și așa, din vorbă în vorbă, am ajuns și la pasiunea mea. Mi-am spus că scriu, sunt la al doilea roman în lucru. Iar tot în aceeași seară i-am trimis manuscrisul, care era în acea vreme compus doar din 7 capitole. Am așteptat un feedback, mi-a spus că i-a plăcut, am fost fericit și mi-a spus să nu mă opresc niciodată. Și nu m-am oprit. În luna următoare, chiar pe 13 februarie, am terminat un cerc vicios, care era compus și este compus din 15 capitole și un epilog. Îmi gândisem titlul în modul următor. Personajele mele erau într-o continuă luptă, o luptă care părea să nu aibă niciun deznodământ. Astfel, m-am gândit eu că erau cuprinse într-un cerc vicios.